luat o sarmale și se ia cu Palembrău. Atunci aminte moldovenii, eu sunt moldoven. Renumitele Palembrău, când le făcea mamele noastre. Și ca să fie treaba până la capăt, înainte avea o frică tată și după care se termina cu un vin fier. Acest meniu îl mânca, vă aduce aminte, îl tărea cu creanca la Moldeuță. Când toția lui creanca făcea să rămăduțe ca lumea și îi dădea un telefon lui Mihai să vină și el acolo. Pe internet. Și a spus, mai spun o curiozitate. Știți că, de fapt, că Ionescu a avut o fetiță? Da, a avut o fetiță cu Veronica Miclie. Veronica Miche, în ultima parte a vecii când a fost în la București, știți că s-a dus Veronica Miche la București, Veronica Miche la București, și a avut o fetiță. Fetița respectivă, nu s-a știut mai nimic despre ea, acum recent s-a aflat, sau poate să știe mai mult, dar nu știu ce s-a aflat. Era profesoară de limba română de filologie, filologie în județul Iași, și s-a căsătorit cu un descendent al familiei Sturza. Și pentru acest lucru, cum îl știți, au dat o uitare. A murit la vârsta de 39 de ani și este mormântată lângă mama ei la mănăstirea Baratei. Interesant. Era, este poetă, a scris foarte multe poezii, am și ce am văzut eu în legătură cu această interesantă comunicare, e poezie foarte frumoasă, era o poezie foarte dotată și s-ar putea vorbi despre Eminescu foarte mult. Dumneavoastră știți la fel de mult, multe ca și mine.